Acea fată episoadele 11, 12 și 13, Zeynep intră din greșeală în mașina lui Haki și afla despre înțelegerea pe care a făcut-o cu unchiul ei. Tipul ei spune că el încă vrea să se căsătorească cu ea. Ozan a mers în cartier să-i dea lui Zeynep telefonul pe care ea l-a uitat în mașina lui. El l-a găsit pe cadir pe bancă și fiind băut, a intrat în vorbă cu el și l-a luat la plimbare cu mașina. Văzând că este desculți, i-a dat papucii lui. Kadir se întoarce acasă bucuros și Zeynep nu știe că a fost cu Ozan. Fevzile scoate lucrurile afară și sunt nevoiți să rămână în magazie. A doua zi dimineața, Zeynep se înțelege cu Saitare și se va preface că este iubita lui Ozan în schimbul sumei de bani pe care trebuie să-i o returneze lui Haki. Ozan încă crede că Zeynep i-a întins o cursă și îi spune că și-a jucat rolul foarte bine. Comentariile lui o fac să se răzgândească, după aceea Zeynep acceptă propunerea lui Hakki, dar numai după ce el o asigură că tatăl și bunicul ei vor locui cu ei, Hakki îl duce pe Kadir la un par, îl îmbată și îi spune că el trebuie să curețe onoarea lui Zeynep și îl învață să îl rănească pe Ozan. Kadir este dezamăgit când află că Ozan este tipul din filmare, dar nu îi face nimic, doar îi duce papucii înapoi. Zeinep se logodește cu Haki, dar apoi le aude pe Nimet și pe Sibel vorbind că el nu intenționează să se căsătorească cu ea, ci vrea să se răzbune. Atunci, ea pleacă de la Logodnă și merge la Ozan care participă la o lansare și este înconjurat de jurnaliști și încolțit cu întrebări despre ea. Zeynep merge lângă el și spune că este iubita lui, Pec și Salih, care s-au cunoscut întâmplător în primul episod și nu cunosc familiile celuilalt, încep să se întâlnească.